Vrem să nu omitem pe cei care sunt pentru prima dată în mijlocul nostru. Dacă avem pe cineva pentru prima dată, îi rugăm să ridice mâna, să ne spună de unde vin, dacă îi avem. Nu sigur că am văzut pe cineva nou sau nu. Nu? Da, se pare că toți am mai fost. A doua, a treia și a mia oară. Domnul să ne binecuvânteze pe fiecare. Dacă suntem pregătiți, vom da ascultare comentariilor pentru zecim și daruri. Un pastor a fost invitat de un om foarte bogat la conacul său pentru a lua cina. După masă, gazda l-a dus într-un loc cu vedere bună. Arătând spre sondele de petrol, s-a lăudat: cât poți vedea cu ochii, totul e al meu. Întorcându-se spre cirezile de vite, a zis: sunt tot ale mele. Apoi, arătând spre o pădure frumoasă, a exclamat: și aceasta este a mea. A făcut o pauză, așteptându-se ca pastorul să-l laude. Punând mâna pe umărul bărbatului și arătând spre cer cu cealaltă, pastorul a spus: în această direcție, ce deții? Omul a lăsat capul în jos și a mărturisit: nu m-am gândit niciodată la asta. Îndeamnă pe bogații veacului acestuia, spune Pavel, să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Îndeamnă să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții. El în noi spune că Satana folosește comorile pământești pentru a ademeni, a amăgi și a înșela suflete, astfel încât să le ducă la ruină. Dumnezeu le-a dat oamenilor îndrumări cu privire la modul în care să întrebuințeze bunurile sale, să împlinească nevoile omenirii, să contribuie la înaintarea cauzei sale, să instaureze împărăția sa în această lume, să trimită misionari dincolo de graniță, să răspândească vestea bună despre Hristos în toate colțurile lumii. Acum, când ne înapoiem zecimea și darurile, să ne lăsăm dorințele la urmă și să-L punem pe Dumnezeu pe primul loc. Colecta de astăzi este destinată bugetului Departamentului Relații Publice și Libertate Religioasă. În timpul unei cântări de laudă la instrumente, se va face strângerea darurilor și a zecimilor. Tată bun din ceruri, venim cu mulțumire în aceste clipe la tine la picioare pentru grija ta părintească, pentru
Munca care ne-ai oferit-o și noi avem posibilitate ca să venim la Tine, Doamne, cu darurile noastre. Te rugăm ca Tu să le sfințești, să le împarți acolo unde trebuiești, ca lucrarea Ta, Doamne, să prospere. Binecuvântează mâinile care au pus și cei care n-au avut de unde pune, Doamne, binecuvântează ca pe viitor să aibă. Iar noi să-Ți mulțumim întotdeauna și Te slăvim. Prin Iisus ne-am rugat. Amin. Îi vom avea în atenție plinată pe cei mai mici dintre noi, așa că invităm toți copiii aici în față, avem pregătită povestirea pentru ei. Toți copiii să vină aici în față. Haideți! Bună dimineața, copii! Ce mai faceți? Sunteți bine? Sunteți bucuroși că ați venit la biserică? Da, văd după fața voastră, sunteți foarte bucuroși. O să încep cu o întrebare. Voi știți ce la un șarpe? Cum face șarpele? Bine, e un pic mai greu. Dar un porumbel, știți cum face? Cirip. Cirip? Are altă versiune careva? Cum face porumbelul? Cru, cru, cru. Face așa, nu? Ok. E un verset în Biblie care sună așa. Fiți, dar, înțelepți ca șerpi și fără răutate ca porumbeii. Și povestioara din dimineața aceasta e despre un bătrânel care stătea aproape de o școală. O școală unde mergeți și voi, unde elevii ies după școală și în fiecare zi se întâmpla că un grup de băieți, de elevi, când se termina școala la ora 12, ieșeau și în apropierea casei bătrânelului era un tomberon. Știi ce e un tomberon? Un bin, da? Un bin din ăla mare, unde se pun gunoaile. Și ce făceau băieții ăștia? Luau niște pietre și băteau un tomberonul ăsta mult timp. Asta era distracția lor, practic. Și bătrânelul nostru, practic, la ora 12, vrea să mănânce în liniște, vrea să stea în liniște, dar nu putea să aibă liniștea asta, din păcate. Și ce s-a gândit el? A zis, mă, trebuie să găsesc o soluție, să-i opresc pe băieții ăștia, dar vreau să o fac într-o manieră mult mai plăcută. Și se duce la ei și îi cheamă pe toți și le spune, băieți, mie îmi place ce faceți voi acolo, faceți gălăgia asta, mi-aduce aminte de copilărie, practic. Și aș vrea să vă plătesc pentru munca voastră. Vreau să vă dau câte un euro de fiecare. Să faceți lucrul ăsta în fiecare zi. Ce spuneți? Băieții bucuroși? Ok. Vine următoarea zi, băieții s-au prezentat la locul de muncă cu pietrele în mână și bătrânelul a venit, le-a dat câte un euro la fiecare și timp de 20 de minute au bătut acolo cât au putut. A doua zi la fel, a treia zi la fel, a patra zi bătrânelul îi spune, băieți, îmi pare rău, nu pot să mai plătesc câte un euro de fiecare pentru că e prea mult. Din pensia mea nu reușesc să vă plătesc și vă plătesc câte 50 de cenți. Sunteți de acord? Băieții s-au gândit un pic și au zis, e cam puțin, ne pare rău, dar pentru așa puțin nu vrem să ne facem treaba asta, așa că noi nu o să mai muncim aici, nu o să mai venim, ne pare rău. Ok. A doua zi, a treia zi, băieții n-au mai venit pentru că n-au mai primit atâția bani cât voiau ei și în modul ăsta bătrânelul a avut liniște. Reîntorcându-ne la versetul care eu vi l-am spus,
și care sunt așa: fiți dar înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbei. Ce ați înțeles voi din povestioara asta? N-ați înțeles nimic, nu? Să fim înțelepți ca șerpii a însemnat că bătrânelul nostru a încercat să găsească o soluție pozitivă în așa fel încât să nu îi deranjeze pe băieți, să nu îi facă să se simtă prost, dar în același timp să fie blând ca și porumbeii pentru a-i face cumva să se oprească din zgomotul care ei îi făceau. Așa că și noi, la rândul nostru, trebuie să ne comportăm cu cei din jurul nostru blânzi ca porumbeii, dar în așa fel încât să nu-i supărăm. Da? Amin? Cine vrea să roage pentru noi? Ok, ne ridicăm și ne vom ruga. Doamne, te rugăm să ne ajuți să putem fi blânzi și să ne ajuți Tu să fim înțelepți. Amin. Puteți merge la loc? Mulțumim, Cosmin și copiilor. Evelina, nu vă văd. Unde e? Da, dacă este pregătită, are o cântare. Mulțumim, Evelina. Câteva anunțuri pentru bunul mers al programului. Suntem rugați ca să punem telefoanele pe mute și totodată să le desconectăm de la Wi-Fi. Se face interferență cu transmisia. Vă rugăm ca să facem acest lucru, ca să nu avem alte zgomote în plus. Programul nostru continuă, normal, vineri seara, ne întâlnim pe Zoom, apoi în sabat la ora 10, cei care pot se mai întâlnesc și în timpul săptămânii, la grupele de rugăciune. Un alt anunț,
Romanian Day of Fellowship va fi ținut aproape de Wembley, în Anglia, pe 8 iunie. Cei interesați? Va fi, Romanian Day vor fi toate cele 10 biserici din Uniunea, din Anglia, care, din care facem parte și noi. Suntem invitați, totodată așteptați și noi ca biserica sau, nu știu, poate grup sau poate să fie persoane care vor și pot să meargă în acel sabat acolo, pe 8 iunie. Cei interesați sunt rugați să anunțe pe fratele pastor pentru organizarea cu biletele și acolo mai multe detalii sunt date. Deci să nu uităm, 8 iunie, Romanian Day of Fellowship, da, toți românii din Uniune, va fi în Anglia. Un alt anunț scurt, s-a mai apropiat cineva din mine, am mai făcut anunțul ăsta, dacă avem un punct muzical în program, o poezie, vă rugăm anunțați pe Becky sau pe Elvira din timpul săptămânii până miercuria. Din nou, asta facem pentru buna organizare a serviciilor. Acum vă asculta pe Cosmin și Elvira un duet, după care cuvântul Domnului pregătit. Toată povara ta.
te mântui. Domnul ia toată povara ta la Domnului tuturor, mă bucur că Dumnezeu a îngăduit ca și astăzi să fim prezenți în casa Lui de închinare și să putem să ascultăm din cuvântul Său. Subiectul pe care aș vrea să-l dezbatem în dimineața aceasta, poate cumva v-ați dat seama, este despre fericire. Și întrebarea care se ridică astăzi este, suntem noi oare fericiți? Lumea în ziua de astăzi, peste tot, pe rețelele de socializare și în lumea aceasta, în societatea aceasta accelerată și digitalizată, caută fericirea. Și pe Facebook, pe YouTube, pe TikTok sau nu mai știu ce rețea, toată lumea explică metode sau arată metode de a fi fericit. Și totuși, este oare fericirea un produs pe care putem să-l cumpărăm? Dacă cineva știe unde am putea să găsim produsul respectiv, să-mi spună și mie, pentru că, cu siguranță, cu toții avem nevoie. Din păcate, fericirea nu este un produs pe care poți să-l cumperi, ci fericirea este o stare la care poți să ajungi. Ne bucurăm de soare, ne bucurăm de apă, ne bucurăm de aer, dar toate aceste lucruri nu ne fac fericiți. Și totuși, așa cum primim aceste lucruri pe gratis, cum Dumnezeu ne le oferă în mod gratuit, în același mod, Dumnezeu ne oferă tot în mod gratuit posibilitatea de a fi fericiți. Chiar dacă avem tot ce ne trebuie, chiar dacă trăim într-o societate care probabil este considerată a fi o societate fericită, câteodată se întâmplă să ne simțim neîmpliniți. Câteodată se întâmplă să simțim că este ceva pe care încă nu l-am găsit și încă nu suntem pe deplin fericiți. Multe persoane în ziua de astăzi își găsesc fericirea în petreceri, mulți își găsesc fericirea împreună cu prietenii, mulți își găsesc fericirea în bani, sau poate alții își găsesc fericirea în realizări. Am obținut o diplomă, am mai avansat o poziție la noul job și asta îi face fericiți. Dar sunt alții care găsesc fericirea în bucuria cunoașterii. Sau găsesc fericirea în relațiile cu cei din jur. Și mai este o categorie specială care găsește fericirea în relația pe care o au cu Dumnezeu. Fericirea, la fel ca cele mai valoroase lucruri din viață, nu este o destinație. Merg pe drumul acesta și la capătul drumului am să devin fericit. Pentru că acolo găsesc fericire. Ci fericirea este o călătorie pe care trebuie să o parcurgem zi de zi. Vă invit ca în dimineața aceasta să aflăm împreună ce înseamnă cu adevărat să găsim fericirea și care este prețul acesteia. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați auzit de William Post.
William Post avea o frază preferată și el spunea așa: nu banii aduc fericirea, ci numărul lor. Era un bucătar din Philadelphia și într-o zi norocul îi surâde și câștigă la loterie în 1988 16,2 milioane de dolari. Gândiți-vă, astăzi lucra într-un restaurant și gătea pentru cei mai bogați, iar mâine omul acesta are 16,2 milioane de dolari în cont. Ei bine, într-un singur an, el ajunge la următoarele performanțe. În primele două săptămâni de când a câștigat, cheltuie aproape jumătate de milion de dolari pe lucruri de nimic. Fosta concubină îl dă în judecată și câștigă o treime din banii care i-a câștigat la loterie. Iar până la sfârșitul anului, mai face datorii de încă un milion de dolari. După 8 ani, fratele său este condamnat pentru că angajase un hitman să-l omoare ca să beneficieze de averea lui. Este condamnat pentru violență, face datorii de peste 5 milioane de dolari pe taxe, avocat, faliment, iar cea de-a șasea soție îl părăsește. Ajunge la finalul vieții pe ajutor social și câștigă 450 de dolari pe lună. El schimbă total atitudinea și în loc să spună că banii aduc fericirea, spune: banii sunt ca mierea, adună muștele. Și mai zice: eram mai fericit când nu aveam niciun ban. În 2006 moare singur și este îngropat de către municipalitate. Oare să fie avut dreptate când spunea că numărul banilor aduce ceva? Aș vrea să mergem mai departe și să privim la o altă persoană. Nick Vujic. Omul acesta s-a născut pe 4 decembrie 1982 și este un predicator și vorbitor motivațional. Ceea ce nu știți despre el este că suferă de tetraamelie, o afecțiune rară care este caracterizată prin absența tuturor membrelor. Acesta este Nick Vujic. El vizitează peste 25 de țări și ține peste 1000 de discursuri publice despre Dumnezeu și despre viața lui. El spunea: n-are rost să te plângi pentru ceea ce nu ai, ci să vezi ceea ce ai. Vreau să-mi petrec toată viața mea să-i ajut pe cei săraci, bolnavi sau pe singuri. Așa voi ajunge să cunosc cu adevărat fericirea și bucuria. Atunci voi simți cu adevărat că viața mea are un scop. Asta spunea omul acesta care n-are mâini, n-are picioare, dar ajunge să cunoască fericirea adevărată. El spune: aveam două opțiuni. Una, să mă mânii pe Dumnezeu, sau cea de-a doua, să îi mulțumesc pentru ceea ce mi-a dat. Am ales să-i mulțumesc. Și acum vine întrebarea: ce are Nick și nu a avut William Post, cel care a câștigat la loto? Răspunsul îl vom afla pe parcursul acestei ore.
Am căutat pe internet niște date statistice și știți că pe fiecare an se face un index al fericirii și se determină care este cea mai fericită țară din lume. Ca de obicei, țările nordice, Finlanda, Danemarca, Islanda, Suedia, sunt considerate cele mai fericite, sau oamenii care au fost, care au participat la studiul acesta, s-au declarat cei mai fericiți. Irlanda e undeva pe locul 17, deci este în top 20. Ceea ce m-a frapat foarte mult este că Statele Unite se află pe locul 23, iar Costa Rica, da, este pe locul 12. Ceea ce nu știți este că PIB-ul Costaricii este de 69 de miliarde de dolari, pe când PIB-ul Statelor Unite este de 25,46 de trilioane. Deci Costa Rica are un PIB de 367 de ori mai mic decât al Statelor Unite. Și totuși, Costa Rica este pe locul 12 în indexul fericirii, iar Statele Unite pe locul 23. În mod normal ne-am fi gândit că statele care sunt bogate ar trebui să aibă oameni mai fericiți. Și totuși, iată că nu este așa. Sentimentul că bunăstarea materială crescută nu a dus la creșterea fericirii în Occident este discutat foarte des în ziua de astăzi. Și se fac multe cercetări. De ce oare țările care sunt bogate nu au cetățeni fericiți? Aș vrea acum să mergem mai departe și să deschidem o filă din istorie. Abd al-Haram a fost calif al Cordobei în Spania între anii 912-961. Și el scria într-un jurnal al său următoarele. Am domnit peste 50 de ani în victorii și pace. Am fost iubit de supuși și temut de dușmani. Bogății și onoruri, putere și plăceri erau la dispoziția mea. Nici o binecuvântare pământească nu mi-a lipsit pentru fericirea mea. În această stare mi-am numărat cu grijă zilele de fericire curată și adevărată hărăzite. Numărul lor total a fost de 14. Omul acesta avea tot ce își dorea. A domnit 50 de ani și nu i-a lipsit absolut nimic. Și totuși, el spune lucrul acesta. Numărul zilelor mele fericite a fost de 14. O, fiul omului, nu-ți pune încrederea în lumea aceasta. Oare nu se aseamănă cu Solomon? Eclesiastul spune o deșertăciune a deșertăciunilor. De 35 de ori Solomon rostește cuvântul deșertăciune în cartea Eclesiastului. 35 de ori. Oare ce i-a lipsit lui Solomon? I-a lipsit lui ceva? Nu. Noi știm că Dumnezeu a dat de toate. Și totuși, o deșertăciune a deșertăciunilor. N-aș vrea să credeți că m-am chinuit foarte mult să găsesc aceste exemple. Internetul este plin de asemenea exemple. A.G. Wells, autor de romane SF, a fost unul dintre cei mai bogați oameni la vârsta lui, la timpul lui, spunea: nu găsesc pacea, viața a ajuns la capătul funiei. Joy Gold, unul dintre primii milionari ai lumii, spunea: presupun că sunt cel mai mizerabil om de pe pământ. Iar contele Disraeli, a fost unul dintre cei mai mari prim-miniștri al Angliei, spunea:
Tinerețea este o greșeală, maturitatea o luptă, iar bătrânețea un regret. Richard Layard a scris o carte, Happiness Lessons from a New Science, în 2005. Și în cartea aceasta el spunea, satisfacția vieții nu este tot una cu fericire. Faptul că avem apă, aer, soare, avem cu ce să ne îmbrăcăm, avem ce să punem pe masă, avem prieteni, trăim într-o societate care ne asigură oarecare libertate, nu ne face fericiți. Pentru că fericirea nu este o funcție biologică. Între anii 2006 și 2008, BBC face o emisiune, se numea The Happiness Formula. Și aduce tot felul de oameni de știință, academicieni, profesori, filozofi, ca să afle care sunt secretele în a fi fericit. Și ei ajung la o concluzie, că atunci când s-a tras linia, ajung la o concluzie și articulează trei factori principali, toți de ordin spiritual. Factor pe care aș vrea să vi-l prezint și dumneavoastră în minutele care stau în față. Primul îl reprezintă familia și prietenii. Așa cum știm, omul are nevoie de semeni pentru că Dumnezeu ne-a creat ca fiind o ființă socială. Nu putem să trăim singuri. Avem nevoie de prieteni și avem nevoie de familie. În anii 30, Harvard University începe un studiu care continuă până în ziua de astăzi. Și studiul respectiv descoperă că persoanele care sunt conectate la familie, la prieteni, la comunitate, sunt mai fericite, dar nu numai atât. Sunt mai sănătoase fizic decât cei care stau solitari. Acest lucru sugerează că întreținerea relațiilor noastre este o cale de a îmbunătăți viața noastră. Henry Ward Beecher a fost un predicator american în secolul 21, spunea, "In the family, happiness is the ratio in which each is serving the others, seeking one another's good and bearing one another's burdens." Deci, într-o familie, fericirea este raportul în care fiecare se ajută unul pe celălalt. A fi de folos cuiva, acesta este scopul vieții. Acesta este unul dintre secretele fericirii. Bun, trecem mai departe la factorul 2. Corrie ten Boom. Corrie ten Boom a trăit în timpul al doilea război mondial, era de origine olandeză și ea împreună cu familia sa a ajutat foarte mult evrei ca să fie salvați, să nu fie duși în lagărele de concentrare și să fie omorâți. A fost prinsă la un moment dat și ea însuși a ajuns în lagărul de concentrare. După ce a reușit să scape, a fost salvată, după ce a ieșit de acolo, ea a scris o carte care se numea The Hiding Place. Iar în cartea aceasta, ea spunea felul următor. Credința adâncă poate conduce la o fericire și mulțumire profundă și la un sens al împlinirii, chiar și în cele mai negre timpuri. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ceea ce mi-a dat. Nu vreau să-mi imaginez prin ceea ce a trecut femeia aceasta și ceea ce a văzut în lagărele acelea de concentrare. Și totuși, ea a avut puterea să-i mulțumească lui Dumnezeu zi de zi, chiar dacă era acolo unde nu-și dorea să fie. Dennis Pager este un vestit jurnalist în Statele Unite, spune, secretul fericirii este mulțumirea. Iar oamenii fericiți sunt mulțumiți și recunoscători. Cei nemulțumiți
Ce scrie? Nu pot fi fericiți. Am găsit pe internet la un moment dat câteva fraze care spuneau în felul următor. Fii recunoscător pentru taxele mari. Asta înseamnă că ai un serviciu și îți permis să le plătești. Fii recunoscător pentru tencuiala care cade de pe casă. Asta înseamnă că ai o casă de pe care să cadă tencuiala. Fii recunoscător pentru grămada de rufe murdare. Asta înseamnă că în jurul tău sunt persoane care te iubesc. Fii recunoscător pentru oboseala din trup în fiecare seară. Asta înseamnă că Dumnezeu ți-a dat de muncă și că ai fost productiv și te-a adus cu bine acasă. Omul care crede că destinul său este mâna bunului Dumnezeu găsește tot timpul motive de mulțumire în toate situațiile vieții. Fie că trăim într-o societate așa zise fericită, fie că trecem printr-o zonă în care, printr-un loc în care nu ne place să fim, întotdeauna vom găsi motive să-i mulțumim lui Dumnezeu. Al treilea factor la care s-a ajuns este că oamenii cei mai fericiți sunt oamenii care se implică și ajută pe cei din jurul lor. Oamenii cei mai fericiți sunt cei care se implică și ajută pe cei din jurul lor. Fericirea este direct proporțională cu binele pe care un om este dispus să-l facă față de semenii săi. Cliff Docterman, spune un umorist american, spunea: dacă vrei să fii fericit pentru o oră, trage un pui de somn. Dacă vrei să fii fericit pentru o săptămână, ia-ți o vacanță. Dacă vrei să fii fericit pentru o lună, ia-ți un prieten sau o prietenă să-ți țină companie. Dar dacă vrei să fii fericit pentru un an, moștenește o avere. Dar dacă vrei să fii fericit pentru o viață întreagă, atunci apucă-te și ajută-i pe alții. Pentru că în asta constă adevărata fericire. Și asta este menirea pe care Dumnezeu ne-a dat-o pe acest pământ. Bernard Baruch a fost la 25 de ani, ajunsese milionar. Și el scrie o carte. Cartea se numește Este timpul pentru acțiune. Iar în cartea aceea, una dintre întrebări era: vrei să fii fericit? Răspunsul la aceasta este: caută o nevoie și împlinește-o. Asta te va face fericit. Ce credeți că îi leagă pe toți acești oameni? Ce au în comun ei? În prima fotografie este un grup de prieteni. În fotografia de jos sunt niște oameni care ajută pe altcineva să iasă dintr-o problemă, dintr-un necaz. În cea de sus din colț este o persoană care îl caută pe Dumnezeu. Iar în partea cealaltă, ultima fotografie, este o familie. Ce au toți acești oameni în comun? Dragostea. Toți se ajută, toți caută pe Dumnezeu pentru că au dragoste. Întâia Corinteni 13 cu
4-7 spune: dragostea este îndelung răbdătoare, plină de bunătate, nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său și nu se mânie. Aceasta este dragostea pe care trebuie să avem ca să putem să găsim cu adevărat fericirea. Și Corinteni continuă: nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul și suferă totul. Iar mai departe, apostolul Ioan conturează și de cea mai înaltă definiție a divinității, și anume: Dumnezeu este dragoste. Dacă ne leagă ceva de familia noastră, dacă ne leagă ceva de prietenii noștri, dacă ne leagă ceva de faptul că vrem să ajutăm pe cei din jurul nostru, este pentru că Dumnezeu a lăsat dragostea aceasta în inima noastră. Zicea un autor: cartea noastră tehnică care face posibilă fericirea este bazată în totalitate pe dragoste. Aș vrea să vă întreb, cele 10 porunci reprezintă ele oare dragostea lui Dumnezeu pentru noi? Păi haideți să vedem. Să nu ai alți Dumnezeu în afară de mine. Evident că dacă iubești pe cineva, dacă iubești pe Dumnezeu, nu poți să iubești și alți idoli. Evident că dacă ai dragoste față de Dumnezeu, nu poți să spui: Doamne, te iubesc și pe tine, dar iubesc și foarte mult lumea aceasta. Sau ce ziceți de porunca a cincea? Să cinstești pe tată și pe mama ta. Oare nu reprezintă ea dragostea pe care trebuie să o arătăm? Cele 10 porunci sunt echivalentul dragostei pe care Dumnezeu l-a pus în noi. Matei 22, cu 37 la 40, spune: să iubești pe Dumnezeu, să iubești pe Dumnezeu, dar mai spune și altceva: să iubești și aproapele tău. În aceste două porunci se cuprinde legea și prorocii. Vrem să găsim fericirea? Soluția este simplă. Biblia ne spune care este secretul. Dumnezeu plus dragoste plus ascultare de legile Lui plus acțiunile altruiste pe care le facem față de cei din jurul nostru duc la fericire. Iar Deuteronom 4:40 spune: păzește dar legile și poruncile Lui pe care ți le dau astăzi, ca să fii fericit tu și copiii tăi după tine și să ai zile multe în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău pe vecie. Deci ce trebuie să faci ca să fii fericit? Păzește dar legile și poruncile Lui. Izvorul fericirii, fraților, se află în inimile noastre. Dragostea lui Dumnezeu este în inimile noastre. Nu există o poruncă mai mare decât aceea: să iubim pe Dumnezeu și pe aproapele nostru. Ținta poruncii este dragostea. Dragostea este împlinirea legii, spune Roman 13:10. Iar 1 Ioan 5:3 spune: căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui și poruncile Lui nu sunt grele.
Iar Psalmul 119 cu 47 spune: mă desfătez în poruncile tale, căci te iubesc. Pentru a fi mântuiți, avem nevoie de dragoste. Dar se ridică totuși o întrebare, și anume, de unde să o procurăm? E simplu. Când iubești o persoană, ca să ajungi să o iubești, trebuie să petreci cât mai mult timp împreună. Și cu toții știm că atunci când am fost prieten cu soția sau când eram în perioada de prietenie, de-abia așteptam momentul acela să ne întâlnim din nou, să discutăm și discutam ore întregi, pentru că vroiam să ne cunoaștem mai bine. Psalmul 73 cu 28 spune: cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Vrem să fim fericiți? Biblia ne oferă toate răspunsurile. Este simplu. Vrei să fii fericit? Trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu cât mai bine. Și pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu cât mai bine, trebuie să stai de vorbă cu Dumnezeu cât mai des. Știm că în ziua de astăzi, timpul reprezintă o problemă pentru toți dintre noi. Și fiind angrenați în activitățile zilnice, de multe ori ignorăm ceea ce este mai important. Și anume, îl ignorăm pe Dumnezeu. Dar să nu uităm că așa cum am văzut, pentru a ajunge să fim fericiți, noi trebuie să acordăm timpul necesar și să ne apropiem de Dumnezeu cât mai mult. Biblia conține răspunsul la întrebarea de la început. Dacă vrem să fim cu adevărat fericiți, atunci, așa cum spuneam mai devreme, trebuie să ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să primim dragostea Lui în inimile noastre, să ascultăm de legile Lui și, nu în ultimul rând, să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Să facă bunul Dumnezeu ca să înțelegem care este planul Său cu noi, să ne ajute ca să găsim cu adevărat fericirea pe care noi o căutăm pe acest pământ. Și împreună cu familia, prietenii, cu toții să ajungem la destinația noastră finală și să fim mântuiți împreună. Să ne ajute Dumnezeu la toate acestea, de acum și până în veci. Amin.